Stimați colegi deputați, stimați cetățeni, deci în martie 2020, 60 de zile, asta era strașnic de mult pentru criza epidemiologică când a fost stabilită atunci perioada situației excepționale. Astăzi înțelegem că pentru criza gazelor 60 de zile, asta e puțin. De ce? Pentru că, conform proiectului de hotărâri care astăzi se pune în fața noastră și mai mulți colegi deputați au exprimat asupra la această poziție, nu este clar, pentru că în proiect de hotărâri, de fapt, nu este niciun cuvânt despre situația epidemiologică din țară, despre cazurile de îmbolnăviri, care la ziua de ieri cunoașteți au trecut de 3.000, absolut niciun cuvânt. În schimb, vedem câteva puncte acolo ce se referă la criza gazelor. Și aici apare întrebarea logică. Parcă în noiembrie, atunci când se aproba bugetul, se aproba inflația, strategia pentru 2020, erau destul de încrezuți reprezentanții guvernului atunci când spuneau că vom avea o așa inflație, vom avea așa o situație, vom avea așa investiții, vom avea o viață ca în rai. Și de fapt, undeva se vorbea că e depășită criza energetică, s-a semnat un contract la prețuri foarte bune, prețuri de piață mult mai mic decât prețurile de regiune, ca ulterior să înțelegem că cineva pe cineva a dominat, dar vedem că până la urmă, nu știu de ce, la sfârșitul decembrie, s-au schimbat o leacă planurile și prețul urmează a fi să crească. Mai înțelegem că probabil atunci când ați aprobat acele compensații, le-ați aprobat că ele trebuiau de fapt plătite în avans ca să nu apară acea diferență la Moldova Gaz de cash flow, dar ele se plătesc astăzi post factum, ceea ce de fapt vine în contradicție cu achitările și cu acel acord care a fost semnat pentru a achita acel contract, acord ulterior, pentru a achita plățile până la data 20 a lunii. Mai mult ca atât, am văzut și declarațiile președintelui Republicii Moldova care a spus că ea a fost cei care a dirijat cu celula de criză, ea a găsit soluții. Astăzi se spune că nu e chiar așa, nu ea a fost, nu guvernul a fost acel care a soluționat problema, dar s-a găsit vinovat. Și mai rău este că am auzit astăzi în cadrul plenului că formula a fost propusă de noi, parcă ar fi tot normal. Totodată înțelegem că acel care a semnat, sau acel grup de reprezentanți care au semnat, nu chiar au avut așa împuterniciri să semneze din numele Republicii Moldova asemenea documente, dar acolo e vorba și de prelungirea contractului pe o perioadă stabilită de 5 ani, e vorba de niște datorii care sunt niște angajamente de reeșalonare. Și aici, într-adevăr, se formează o ceață totală în ce, unde merge. Nu trebuie să fii mare economist sau mare manager ca să iei să împrumuți bani dintr-o parte și să dai în altă parte. Ce obține de la asta cetățeanul simplu? Ce obține de la asta sectorul economic, real al economiei, business-ul, în esență? Deci, de fapt, asta este o măsură prin care îi treci doar prin cetățean și el rămâne tot cu mâna întinsă. Pentru că, de fapt, aceste mijloace bănești ar fi bine ele să meargă în sectorul real al economiei, să dezvolte afacerile, să mențină afacerile, să mențină locurile de muncă, să mențină puterea de cumpărare a cumpărătorului, a cetățeanului simplu, dar înțelegem că, de fapt, asta nici de cum nu are loc. Are loc doar o sărăcire directă a cetățeanului și nu se înțelege unde este sfârșitul la tot lucrul ăsta. Și asta este cel mai strașnic, pentru că, bine, noi atunci vorbeam că care e garanția că nu veți mai veni cu asemenea compensații. Compensații, în genere, asta e bine. Este foarte bine, mai mult ca atât. Noi, în genere, pledăm pentru ca compensația să fie acoperită 100%. Cetățeanul simplu să nu simtă această majorare, această criză, dar, din păcate, ea se pune pe umerile cetățenilor. Și mai strașnic că vedem în ultima vreme deja se solicită școlilor și grădiniților să facă economii, se solicită agenților economici să facă economii, dar înțelegem cu toții că economia în sectorul de producere, asta ar însemna
trimiterea oamenilor acasă, respectiv rămân fără salariu, respectiv scade puterea de cumpărare, respectiv ajungem într-un infern unde nu înțelegem unde mergem. Și asta este foarte rău, asta este foarte nepragmatic din punct de vedere a unei guvernări, pentru că omul are frică pentru ziua de mâine, asta este cel mai rău. Și businessul în 2021 a arătat acest lucru atunci când nu a investit nimic, a ținut banii în conturi bancare, băncile le-au dat pentru credite de consum și noi am sporit doar consumul de produse importate și nici de cum n-am dezvoltat afacerea în Republica Moldova. Și mai strașnic este faptul că, spun inițial, s-au găsit acei care au fost victorioși, că ei au semnat, ei au hotărât, dar acum s-au găsit vinoveții, că s-a dovedit că fondatorul, la cel care distribuie gazele, este vinovat. Eu nu știu, voi poate mai mult îi cunoașteți ca noi, pentru că nu ne-ați arătat nici contractul care l-ați încheiat, dar... Eu pot să vă spun la cine ți-l șeriți. Este un drug de-a vostru acolo. Deci, dar asta știți cam cum seamănă. Deci fondatorul PAS-ului în Parlament este cetățean. El vă împuterniciți să-i hotărâți întrebări. Voi ca și cum ați încercat să le hotărâți, dar nu s-o primit. Și cu combustibil, cu prețuri la benzină, și cu prețuri la gaz, și așa mai departe. Și voi spuneți, dar nu suntem noi de vin. Acel care ne-a împuternicit. Nu prea este corect ceea ce spuneți. Și desigur că credem că organele de resort ar trebui să atragă atenție foarte interesant, important la subiectul ce ține din puternicirile de semnare și în genere, dar poate noi nu trebuie în genere să plătim tarifele la gaz, pentru că ele nu au fost împuternicite din partea statului. Deci, fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor nu vom susține această stare de urgență, pentru că ea este o stare de incertitudine care ne impuneți să o susținem și, de fapt, ar trebui să susținem incompetența dumneavoastră.